Ne-o spune Dinu ce ne-o spune, dar până atunci am lângă mine un prieten atât de drag și de vechi, încât ne-am nimerit să ne naștem în aceeași zi intenționat. Bine ai venit, Mugur. Se întâmplă, se putea și mai rău. Adică, să ne naștem intenționat, dar în zile diferite. Ceea ce mi se părea imposibil. Ție totul, viața ți se întâmplă intenționat? Nu, de unde? Lasă mi se întâmple. Adică n-am... Dacă programez viața, am zis niciodată, viața mea nu va fi un Excel, va fi un Photoshop. Ce înseamnă asta? Că adică Photoshop înseamnă să iei realitatea și să o treci printr-un filtru. Exact. Photoshop ține de imaginație, de creație, de... La mine, pe partea aia, Excelul este cu formule, este foarte clar, foarte pragmatic. Și n-am fost niciodată un om al Excelului, am fost al Photoshopului. Deși dacă mă uit bine la viața ta, pare că și Excelul a jucat un rol important. Am un frate. Fratele meu este Excelul. Împreună creăm office-ul. Da. Acum m-am prins. Da. Deci ai un frate. Da. Și... Liviu. Mai mic, cu 3 ani jumate. L-ai bătut rău când era mic? Niciodată nu ne-am bătut, niciodată nu ne-am răcit. Ce plictiseală la voi în casă. Doi frați care se înțeleg. Da. Și am fost crescuți totdeauna să ne apărăm unul pe celălalt, să înțelegem că legătura asta de sânge este mai presus decât orice și că la un moment dat în viață ne vom avea doar unul pe celălalt. Și a dat roade educația lui mama. Și ca să înțelegem asta, să nu ne batem noi între noi, ne bătea separat ea pe fiecare. Bineînțeles, este cea mai bună soluție. Atunci de ce să ne mai batem și noi dacă oricum ne primeam? Fiecare, da. Dar pe el mai puțin. Că era mai mic. Păi da, era... ochii albaștri, nu? Tu ai făcut o fată pe care ai educat-o așa cum probabil ai fost educat și tu. A educat-o doamna mama. A educat-o mai mult doamna mama, păi, pentru că tu erai cu... Eu eram plecat. Era vânătorul prin păduri să aducă... Da. De aleguri. Vânători cu legători. Dacă ne-am împărțit sarcini în familie, fiecare a făcut ce a putut. Acum... Dar l-ați împărțit explicit? Adică tu te duci la vânătoare, tu crești copilul? Păi nu explicit, dar așa te învață viața. Si. Te explicitează viața imediat. Si. Adică altfel n-ai încotro. Noroc că nevastă mea este ceea ce este, cel mai bun pedagog pe care l-am întâlnit în viața mea și de la asta și rezultatul. Rezultatul să seamănă, pentru că tu spuneai la un moment dat că ai o relație foarte apropiată cu Ivona. Adică asta înseamnă o compatibilitate uriașă între tată și fică, zic și eu. Și între tată și fică și între fică și mamă. Adică noi, nu știu, așa ne-a ieșit bine treaba asta. Am fost deschiși de mici. Nevastă mea știa exact când să spună nu, indiferent că... Tu știi să spui nu? Nu, eu m-am ofticat că educându-ne, nevastă mea a educat într-un fel în care eu pe urmă m-am ofticat că n-am putut și eu să fiu o tată odată de la, să mă zburlesc eu. Uite ce ai făcut și uite ce cred. Și nu mi-a dat un motiv vreodată. Și la un moment dat stăteam așa, zic, dar ce n-ai, mă, ce sens mai am? Știi? Mă gândeam și atunci am văzut că dacă ea nu e predispusă zonei ăștia de trăzneală. Am căutat deschiderea cum vorbesc cu tine. Să vorbesc cu ea de la 8 ani, 9 ani, 7 ani. Dar ce ai simțit în momentul în care într-o relație atât de puternică și atât de apropiată a venit momentul să plece la Londra la studii? Cum e? Păi te doare. Te întreb așa ca mama de fată. Pe de o parte că Rodi a fost în depresie, dar asta este, trecea prin fața camerei cu fiimea și plângea, că era camera goală, da. Și eu mă gândeam, aoleu, am dat-o naiba, ce mă fac eu singur cu românca în casă, mie îmi sparge capul, că eu sunt el mai la îndemână, sunt obiectul casnic cel mai apropiat. Și noroc că am plecat, peste 2 săptămâni am plecat într-o săptămână pe barcă în Mediterana. Cu tot cu ea? Da, eu cu ea și cu niște prieteni. Cu niște prieteni, perfect. Comunitatea aia, bărcii și apa Mediteranei au făcut-o să iasă din
starea proastă. Asta nu înseamnă că atunci când vine, cum a venit acum fiimea acasă, nu răspunde drept când vine comandantul suprem. Faptul că ea în perioada asta e acasă, în perioada de sărbători. Da. Și nu încep să te gândești de acum. Păi, dar iar o să trebuiască să trec prin șocul al despărțirii, o văd cum își face bagajele, cum iese pe ușă. Eu mă pun în situația în care am fost și eu la rândul meu față de părinți. Și ăsta este ciclul vieții. Trebuie să te obișnuiești, să ți-l asumi, să te bucuri, să înțelegi că te întâlnești de sărbători cu copiii, că ei, la rândul lor, ei își vor întemeia propria familie pe care sper să și-o iubească și să o prețuiască așa cum ne-o prețuim noi pe a noastră. Și cu cât familiile vor fi mai unite și se vor regăsi de sărbători, poate, eu știu, viața îi aruncă să facă și altceva împreună, să facă vacanțe, să facă business-uri, de ce nu să... Sunt tot felul de relații în care viața te poate arunca. În momentul ăla ești... Trebuie să înțelegi că nu ești tu buricul târgului. Asta ar fi egoism. Sigur. Să... Aoleu, aoleu, da, ți se rupe sufletul că e al tău, dar pe de altă parte trebuie să înțelegi că așa cum am fost eu, de-am plecat de acasă, așa este și ea și ăsta e mersul. Ce să fac? Mă gândeam să ne și jucăm un pic, dacă tot ne-am întâlnit. Voiam să... Pentru că... Mă luași de dimineață, soră. Te luai așa, din discut. Asta e un pic, nu-i rău. Voiam să văd dacă mai ții tu minte vorbe oltenești. Că tu te dai oltean, da? Tu ai venit în București de mititel. Din 99 am venit, nu de mititel. Ai fost înaintea mea în București. Trădătoare. Mai ții minte ce înseamnă slivină? Slivină, nu. Nu s-a folosit la mine în zona aia. Da, dăinuș? Cum? Dăinăuș, pardon. Dăinăuș? Da. Nici asta. Eu uite, mă. Deci tu n-ai avut leagăn? Nu. N-ai avut scrânciop, n-ai avut leagăn? Leagăn, noi ziceam leagăn acolo. Nu, oh, mă scuzați. Vezi tu, zona Olteniei este plină de regionalisme. Absolut. De la comună la comună. A, deci sunt atât de diferite. Da, sunt foarte diferite. Eu, dacă în zona Dăbuleni, Sadova se zicea ceva, în zona Băilești, la același lucru da, se zicea altceva. Dăm tu de la tine. Uite, de exemplu, Raină. Nu știu. Raină este tigaie. Taci din gură. Da. În Raină. Asta nu se zicea la noi. Ci? Se zicea în zona de mai spre Calafat. Băilești, Calafat, Verbița, în partea aia. La noi tigaie era tigaie. Bineînțeles. Dar știi ce înseamnă a se olicăi? Nici. Habar. Te olicăiești când te jelești tot timpul, te plângi într-una, ești, aia mă doare, aia nu-mi convine, aia nu-mi fac. Cine știe în ce zone ori fi? Ori fi pe... Zona de Gorj, zona de... O fi și asta. Mă, Oltenia e mare. E cât Olanda. Olanda e cât Oltenia. Noi suntem olandezii europeni. Noi nu vrem să vă primim în Oltenia. Vă punem barieră la Olt. La podul Slatinii vă cerem Schengenul. Da. Păi, s-ar putea să... Păi, legumele nu le luați de la noi, de la olandezi? Stai mă un pic, ce legume rom de la voi? Păi tot, pepene, roșii, lumbe. Eu le iau de la hipermarket. Lasă-mă. Păi de unde crezi că ajung la hipermarket? De la olandezi. Ai făcut vreodată afaceri cu legume? Nu. Și n-ar fi o idee? Nu, pentru că sunt sătul de în copilăria mea. Dacă n-am sortat la roșii, că aveam solarii pe bătătură, să le dăm la export și trebuia să le sortez, alea de gogonele, alea de pârguite, nu știu cum, alea vreo 4-5 sorturi de roșii. Și dacă n-am mai sortat la roșii, mai alea trebuie de mult timp, nu mai puteam să văd roșii în față.